Un accident rutier cu mai multe victime a avut loc în dimineața zilei de astăzi, 21 aprilie, pe drumul județean 687A, care leagă orașul hațeg de localitatea Hășdat. S-au deplasat la fața locului pompierii detașamentului Hunedoara cu o auto specială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare și un echipaj smurt. În sprijin au acționat și două echipaje ale serviciului de ambulanță județean. În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau șapte persoane. În urma impactului, patru dintre acestea au fost asistate medical la la fața locului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații suplimentare. Alte trei persoane, printre care și o fetiță în vârstă de 9 ani, au fost evaluate de către echipajele de prim ajutor, fără a necesita îngrijiri medicale.